Bună dimineața! Antiromunismul ar putea fi pedepsit cu ani buni de închisoare. Sunt două proiecte de lege depuse în acest sens. Cea mai mare pedeapsă este prevăzută pentru persoanele care formează sau pur și simplu sprijină organizații cu caracter antiromânesc. Vorbim de 3 până la 10 ani de închisoare. De la 1 până la 5 ani de închisoare pot primi cei care promovează sau susțin în spațiul public sau în orice alt mod fapte cu caracter antiromânesc. Iar proiectele prevăd pedepse și pentru persoanele care confecționează sau comercializează simboluri antiromânești. Cei care s-ar face vinovați de o astfel de infracțiune ar putea petrece de la 3 luni până la 3 ani după gratii. Totuși, parlamentarii propun reducerea pedepselor la jumătate pentru persoanele care s-ar face vinovate de faptele despre care vă spuneam, dar care, în timpul anchetei, ajută la tragerea la răspundere a altor membri ai organizațiilor cu caracter antiromânesc.